Activitatea fizică, dacă este practicată cu regularitate, aduce o multitudine de beneficii sănătății. Asigură reglarea metabolismului, reduce stresul, combate insomniile, îmbunătățește respirația și circulația sanguină. Beneficiile mișcării pentru organism sunt nenumărate, de la întărirea musculaturii până la efectele benefice asupra psihicului, toate aduc un plus pentru starea ta de sănătate. Știm că sportul practicat constant, dar și anumite exerciții periodice, sunt metode prin care ne asigurăm că organismul tău va funcționa mai bine. Da. Observ că ați ieșit să vă plimbați pentru că este soare frumos afară. Excelent. Da, de ce? Deci faceți mișcare. Pentru că e benefică pentru organismul nostru. Am făcut mereu angro. Măcar 8 ore. Dumneavoastră, faceți mișcare? Fac mișcare, da. Faceți și să vă plimbați? În general fac mișcare, să știți, da, da. Că am casă la curte unde am animale, dar stau la bloc și zilnic mă duc ca să le dau mâncare, să schimb apa, deci 30 de minute oricum pe zi fac mișcare. Mai mult nu, dar 30 la piață, la... Da. Așadar, dacă te-ai hotărât să-ți pui organismul în mișcare, noi îți dăm câteva motive bune care să îți susțină inițiativa. Vezi care sunt beneficiile mișcării pentru organism. Eu sunt de la țară. Eu din 24 de ore, cam 18 fac mișcare. Am 71 de ani, nu dau seama. Fără mișcare nu se poate. Așa, orășenii care stau în oraș... Nu prea fac, înăunde, dar noi la țară facem. Sedentarismul este unul dintre factorii de risc pentru afecțiuni cardiovasculare alături de obezitate, hipertensiune și fumat. Practicarea mișcării reduce considerabil șansele de apariție accidentelor vasculare cerebrale, dovedindu-se faptul că cei care au deja o afecțiune cardiacă și practică o activitate regulată pot ajunge în unele cazuri să renunțe la unele medicamente sau să micșoreze dozele acestora. De asemenea, sportul ajută la scăderea colesterolului și a trigliceridelor din sânge. Astfel, funcția inimii va fi îmbunătățită, deoarece mușchiul cardiac va munci pentru un indice de masă corporală mai mic. În plus, la nivelul vaselor nu se mai depun grăsimi și nu se mai formează acumulări de lipide. Un corp viguros în forma fizică bună va face față mai ușor eventualelor îmbolnăviri. Faptul că îți pui corpul în mișcare în mod regulat ajută sistemul imunitar și întregul organism.